Bună. Bună dimineața, dragilor! Temperaturile sunt în continuare crescute pentru data la care ne aflăm în cam toată țara. Cerul va fi temporar noros și local, se vor semnala ploi slabe, ziua în regiunile sud-estice, iar spre seară și noaptea în cele vestice, nord-vestice și centrale. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, mai ales în cursul nopții. Dimineața și noaptea, în zonele joase, pe arii restrânse, va fi chiar și ceață. Mergem în nord-vestul țării, în Maramureș, unde cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate ploi, îndeosebi în partea a doua a zilei. Temperaturile au început să scadă, astfel că vom avea astăzi 16 grade în Sighetul Marmației și Baia Mare și 17 grade în Satu Mare. Pentru Crișana se anunță o zi autentică de toamnă cu cer noros și condiții de ploaie. Vom avea maxime de până la 17 grade în Oradea și 18 grade în Arad. Mănățenii vor avea și ei de-a face cu capriciile toamnei, cerul va fi acoperit de nori, va ploua, iar temperaturile vor marca o scădere ușoară. Se vor înregistra astăzi 17 grade în Reșița și 18 grade în Timișoara. În Oltenia, ziua de joi vine cu ceață dimineața și noaptea, cer mai mult noros în timpul zilei, dar și ceva ploi slabe în partea de sud-est. Valorile termice de astăzi se mențin ridicate, astfel că vom atinge maxime de 18 grade în Târgu Jiu, 19 grade în Craiova și Slatina și 20 de grade în Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania vom avea un mix de fenomene cu ploi în nord, cer acoperit în centru și sud, dar și ceva raze de soare prin est, unde dimineața și seara vom avea ceață. Maximele de astăzi nu vor depăși 13 grade în Miercurea Ciuc, 14 grade în Bistrița, 15 grade în Târgu Mureș, 16 grade în Sibiu și Brașov și 17 grade în Deva. În jumătatea de nord a Moldovei, cerul va fi acoperit de nori, dar în restul teritoriului se va arăta și soarele. Dimineața vor fi condiții de ceață, iar temperaturile vor urca până la 16 grade în Suceava, 17 grade în Piatra Neamț și Botoșani, 18 grade în Bacău și Galați și 19 grade în Focșani. Ceață densă se anunță la primele ore ale dimineții și în Dobrogea. Pe parcursul zilei vom avea cer variabil în cea mai mare parte a regiunii, dar și precipitații în sud-est. Temperaturile vor atinge la prânz 17 grade în Sulina și 19 grade în Tulcea și în Constanța. În Muntenia dimineața și seara se anunță ceață, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii, excepție făcând partea de sud, unde soarele va fi destul de scump la vedere. Mercurul din termometre va urca astăzi până la 19 grade în Giurgiu, Slobozia, Călăraș, 18 grade în Alexandria și, cum spuneam, 20 de grade prin Călăraș. În București ne bucurăm de încă o zi caldă, cerul va fi parțial acoperit, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Mâine așteptăm ceva condiții de ploaie și o maximă de doar 15 grade. Nici ziua de sâmbătă nu se anunță altfel, cerul va fi mai mult noros, vor fi și ceva ploi slabe, iar maxima zilei nu va depăși 16 grade. Temperaturile se arată a fi încă bunicele la această dată, dar după cum am văzut deja avem ceva norări și precipitații slabe specifice acestui anotimp, dar nimic mai mult de atât. De mâine însă vom avea toamnă în adevăratul sens al cuvântului, cu ploi și temperaturi normale pentru această dată. Cam acestea au fost informațiile despre vreme momentan. Să aveți o zi excelentă, Dani!